Am avut astăzi o întâlnire foarte interesantă cu o serie de profesori de la diverse universități din lume, din Germania, din Iran, din Irak, și care sunt interesați de echipamentele noastre didactice, de laboratoarele industriale, și vedem o cooperare strânsă într-un viitor apropiat. Dânsii sunt la un proiect pe Erasmus Plus aici în România. Noi am fost onorați cu vizita dânșilor, o să vedeți și din fotografii, că sunt oameni care efectiv sunt interesați de dezvoltarea universităților lor tehnice, decanii, profesori universitari, conducători de doctorat. Noi am prezentat laboratorul în care se află linia flexibilă de fabricație, de asemenea celula robotică, am prezentat simulatoarele de proces și hala de producție, de prototipuri industrială. Sigur, ne-a făcut o plăcere să facem o scurtă introducere și în alte tipuri de echipamente pe care noi le avem în fabricație, dar în momentul de față nu se găseau în laborator. În final, a fost o discuție foarte plăcută, foarte utilă, zic eu, și care ne dă speranță într-o cooperare internațională, cooperare pe care noi am început-o de circa 10 ani de zile. Însă și prezența noastră la Târgu Internațional de la Hanovra demonstrează prezența în fiecare an când s-a ținut, demonstrează deschiderea noastră internațională și faptul că dorim să colaborăm cu multe universități tehnice și de asemenea cu mediul industrial. Noi n-avem decât să le mulțumim și am fost onorați de prezența dânșilor și de faptul că au fost interesați în produsele noi pe care noi le-am scos de acum pe piață. Mulțumesc!